Salutare, dragilor! Probabil v-ați întrebat ce face un jucător de fotbal cu 3 zile sau cu 2 zile înainte de meciul oficial. Cu siguranță toți vă întrebați ce fac, am ce program, ce trebuie să mănânce, care e programul lui ca jucător și ca echipă înainte de meciul oficial. Luăm o săptămână normală. Zicem că meciul este sâmbătă, sâmbătă seara îl punem, luăm de luni până sâmbătă o săptămână în care acel jucător începe luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă vine la meci. Am făcut această curbă tocmai pentru că luni, marți, miercuri, volumul și intensitatea antrenamentului sunt mult mai ridicate, după care urmând ca joi, vineri, deja cobori, da? Cobori intensitatea, volumul nu mai este atât de mare, adică nu mai faci aproape 2 ore antrenamente, scurtezi durata de antrenament tocmai pentru a nu ajunge supra-solicitat la ora meciului. De aici este foarte important relația dintre preparatorul fizic și antrenor și iar la fel să știe să facă acest program. Vorbeam de jucător. E bine, jucătorul, pe lângă participarea la antrenamente, și acum nu o să discut pentru că fiecare antrenor antrenează în stilul lui, vorbesc de jucător. Un jucător, după ce a terminat antrenamentul, este foarte important să se recupereze. Înainte făceam acele dușuri reci, da, pentru a te ajuta să te recuperezi după antrenamentele intense de care v-am spus. Acum, mult mai nou este metoda asta cu criosauna. Probabil ați auzit, nu ați auzit, însă este un fel de solar, însă nu este la orizontal, este vertical, intri acolo și trebuie să suporți temperatura aia care este destul de scăzută, undeva la minus 195 de grade este maxim care poate să meargă, da? Da, să știți că chiar este minus 195 de grade, undeva la maxim 3 minute se poate sta, unde te ajută foarte mult să te recuperezi, mai ales pentru tot corpul, așa cum am spus, un volum foarte mare și intens de antrenamente te va ajuta ca la ora meciului să ajungi într-o formă fizică foarte bună. E bine, asta fiind miercuri, după care joi la fel antrenamente în funcție de antrenorul pe care fiecare cum își organizează antrenamentul, la fel. Important, așa cum am spus, recuperarea, alimentația, fie că este la club. Unele cluburi organizează ei, pentru că au bucătare. De exemplu, cei de la Steaua mergeau cu noi, fie acasă, fie în deplasare, fie după antrenament, aveam bucătarul nostru și gătea pentru echipă. Alte echipe, nu știu exact cum se organizează. Dar recuperare, joi, la fel, recuperare. Vineri, deja, înainte de antrenament, se face vizionare. Da, vizionarea adversarului, în care vezi adversarul pentru, nu știu, un highlights de câteva minute, 3, 4, 5, 10 minute, în care antrenorul încearcă să explice punctele slabe, punctele forte ale lor, unde stau ei mai bine, unde stau ei mai rău. E bine, acel jucător trebuie să fie atent în funcție de zona unde el joacă. Fie că joacă portar, fundaș, atacant, trebuie să știe, bă, ce adversar am în față. Pot să-l iau prin dreapta, pot să merg prin stânga, unde e el mai slab, unde e el mai tare. Adică tot timpul el trebuie să fie atent în funcție de zona unde joacă. După care vine antrenamentul, așa cum am spus, vinerea de obicei este antrenamentul cel mai frumos pentru un jucător, pentru că intensitatea este, nu este foarte mare, se fac jocuri de deconectare, jocuri de atenție, se face un match micuț, așa de câteva minute, 10 minute la finalul, antrenamentului, mai mult așa de deconectare, da? Nu intensitate, nu intrări foarte tari pentru că a doua zi va fi meciul, iar la final se fac fazele fixe, se organizează fazele fixe. Deja vinerea antrenorul trebuie să aibă în cap cele aproape, nu știu, undeva la 90% din echipa care va juca a doua zi. Acolo faze fixe, acel jucător e la fel, că face parte din prima echipă, trebuie să facă cu primii 11 când se fac cornere, hauturi, lovituri laterale și atac și apărare, toate aceste lucruri el cumva merge pe postul lui. Și la un moment dat, pentru că totul este static, da? Nu este face în viteză, static, te pune practic cu mâna, aici trebuie să stai, asta trebuie să faci, se face pur și simplu la pas, se fac la pas toate aceste faze fixe. Tocmai pentru că este un antrenament în care nu mai contează intensitatea, nu mai contează rapiditatea, ci să înțelegi exact ce se dorește ca a doua zi, în cazul nostru sâmbăta, să poți să faci aceste faze fixe, să le respecti. Iar cei care nu fac parte din primul 11
trebuie la rândul lor, da, acel jucător care nu face parte din primul 11, trebuie să fie atent. Pentru că dacă pe parcursul meciului el va intra, se accidentează un jucător în prima repriză, sau acum cum este cu această regulă under 21, intră după 3 minute, trebuie să știe ce trebuie să, cum trebuie să stau la corner și pe fază ofensivă și pe fază defensivă. Colegul meu a stat în zid, trebuie să știu, băi, ăla, dacă eu intru în locul lui, practic eu preiau, sau în funcție de ce îți va transmite antrenorul, eu preiau rolul și rolul lui în echipă. Fie că stau la zid, fie că stau la corner, la lovituri libere, toate aceste lucruri, eu trebuie să fiu atent. Pentru asta spun că de multe ori, mulți jucători își pierd interesul, a, păi eu dacă nu joc, nu sunt atent. Nu, pentru că poți să intri, așa cum am spus, se accidentează sau intri la doar repriză și tu trebuie să știi deja cum trebuie să bați loviturile, fazele fixe, defensiv și ofensiv. Urmând ca sâmbăta, așa cum am spus, sâmbăta se joacă undeva seara, 7-8, de obicei dimineața se face, nu știu, o mișcare ușoară, o mobilitate, se mai vorbește așa individual, fiecare antrenor în funcție de cum își pregătește ziua de meci, au discuții individuale, vorbește exact așa cum vorbesc eu cu voi acum, care le spune, Ionuț, uite, ai adversarul X în față, trebuie să fii atent la el, vorbește cu ceilalți de lângă tine. Trebuie tot, în ziua meciului, practic, se fac mai multe discuții, fie individuale, fie de grup, fie pe compartimente, fie pe, nu știu, apărarea vorbesc unii cu alții, mijlocul ei între ei, după care antrenorul, deci sunt mult mai multe discuții individuale. Acum vine ora de meci. Toată lumea deja, de la prânz, deja după ce s-a luat masa de prânz, toată lumea intră așa focusată, deja se vede așa că vine, cum să zic așa, simți presiunea care este în jurul tău, în jurul echipei, pentru că urmează meciul oficial, este drumul din autocar. Și acum mi-e dor când vorbesc despre chestia asta, pentru că emoția pe care o ai când pleci de la hotel până la stadion, cumva ți se derulează în cap. Sunt sigur că la orice jucător, băi, cum joc, cu cine joc, ok, l-am pe ăla, cu cine să dau pasă, trebuie să fiu atent, ok, dacă greșesc, ce fac, adică sunt tot felul de întrebări pe care ți le pui. Unul ascultă muzică cu căști, alții, eu știu, vorbesc între ei, fiecare are tabietul lui, dar poate că o să vin, așa, tabietul, fiecare, cum își pregătește, gheata, te uiți așa, într-un colț, dar poate o să revin cu un alt vlog despre asta. Dragilor, după care vine meciul oficial. Da? Voi de la televizor sau suporterii sau voi copii care să fiți acolo, este momentul cel mai frumos. Pentru că poți să te antrenezi, spunem noi, așa avem o glumă între noi, 10 ani non-stop. Dacă nu joci meci oficial, să simți acolo, nu știu, să-ți dai examenul pe teren, nu contează absolut nimic. Indiferent cum e, cel mai important este să fii acolo pe dreptunghiul verde. Dragilor, nu uitați, abonați-vă la canalul meu de YouTube și ne vedem la următorul clip. Nu uitați tot timpul de Radaway.